Turiștii aflați zilele acestea în Delta Dunării vor putea participa la festivalul Borșului Lipovenesc de la Jurilovca. Spectacolele vor începe mâine în jurul orei 12 și vor fi susținute atât de ansambluri din județ, cât și de artiști consacrați. Recitalurile urmând să se încheie în jurul orei 22. Primăria comunei Jurilovca va oferi timp de două zile 40.000 de porții de borș de pește, începând de mâine după ora 11. Autoritățile locale le recomandă vizitatorilor să respecte indicațiile agenților rutieri și să-și lase mașinile în locurile de parcare recomandate, de unde vor fi preluați de 10 microbuze, care vor circula neîntrerupt între parcare și port, locul unde se va desfășura evenimentul.